Finanțare a liderului ALDE față de președintele PSD în modul de a rezolva această problemă din justiție. Dragnea a spus tranșant, nu trebuie reluat procesul. Călin Popescu-Tăriceanu spune că ar mai trebui niște discuții. Eu aș spune că nu e vorba de distanțare, este deja vorba de ruperea coaliției. Pentru că, cred că la dumneavoastră v-am mai spus că singurul lucru care unea cele două partide, ALDE și PSD, n-au nicio treabă una cu alta ca program economic, ca electorat, ca tradiție post-decembristă. Dr. Tăriceanu a fost un anticomunist, antifesenist din ăla, înrăit, era pentru toate balcoanele. Era acest obiectiv numit scrierea sau adoptarea de către majoritate a unor legi ale justiției care, și asta este foarte important, care, și mereu spun care, să exclută nu posibilitatea abuzurilor, că deci nu abuzurile, ci posibilitatea care a fost realitate timp de, sub mandatul lui Traian Băsescu, și anume folosirea DNA a parchetului, folosirea justiției pentru bătălia politică de România. Ați văzut, n-are niciodată un exemplu, am avut exemplu Tiberiu Nițu, zilele acestea și-a trecut toată lumea, am avut exemplu Lukoil. Păi mai țineți minte, în 2 octombrie, atunci 2014, ce erau, știți că au fost 150 de polițiști, 20 de dube, să ia pe aia și până la urmă s-a dovedit că fapta nu există. Deci, din acest punct de vedere al relației politice, părerea mea este că deja coaliția e dusă. Dacă PSD-ul nu pune piciorul în prag și nu eventual se rupe el de ALDE, vom avea până la sfârșitul anului, clar, un guvern condus de Tăriceanu, guvernul meu condus de Tăriceanu și cu președintele Iohannis, dar până atunci stați puțin, maestre, că ați dat niște informații. Deci un guvern al meu condus de Călin Popescu-Tăriceanu cu președintele Klaus Iohannis. Păi, mă, cum vă stați ieri, încă o dată eu l-am ascultat, chiar vă mulțumesc. Și eu l-am ascultat, practic. Deci, domnul, iertați-mă, pe domnul Tăriceanu a fost un delir. Cum să spui că obții consens în România? Nu există nicăieri consens. În America este consens între ce și ce. Consens între PSD, ALDE, care susține că nu mai trebuie abuzuri, trebuie să evităm abuzurile, și USR, care e de acord cu abuzurile, și PNL, adică mi se pare o nebunie, ci cum aia consens? Au câștigat, poți să ții cont la anumite amendamente, dar consens nu se va îndeplini niciodată în România, n-a fost nici în 90, n-a fost nici în 2000, ai câștigat alegerile, sigur că impui niște legi ale justiției, și nu, legi, orice, și sigur, ții cont, îi explici opiniei publice, ții cont ce vreți, ONG-uri, asociații profesionale și de opoziție. Dar consens, consens cu cine? Vedeți, mă, un consens cu USR-ul? Nu poate, vedeți, domnul Tăriceanu chiar e un om normal, iertați-mă. Cum să faci consens? Doi, ce să cauți la președinte? Cum adică președintele mediator? Păi președintele Iohannis nu este deloc un mediator. El este în continuare un susținător al sistemului, al folosirii justiției pentru interesele sale. L-a auzit o dată pe Klaus Iohannis spunând, domnule, trebuie să evităm și greșelile trecutului. Nu! Deci cum să fie? Mediator, el să medieze între cine și cine? Între USR și PNL. I-a auzit o dată pe cei de la PNL spunând, da, domnule, au fost și greșeli și trebuie să facem o lege care să evite greșeli. Nu, ei de fiecare dată au spus că ei sunt la modul absolut cu ce s-a întâmplat până. Foarte